găsit! Sunt Luiza și astăzi vorbim în limba noastră chiar despre ea, despre valoarea limbii române. Dat fiind faptul că tot mai mulți copii români născuți în străinătate fie se rușinează, fie pur și simplu refuză să se exprime în limba română, ne-am gândit să vă vorbim despre valoarea limbii române cu scopul de a vă ajuta să conștientizați riscul pierderii unei limbi geniale. De ce este limba română o limbă genială? România, împreună cu Republica Moldova, se situează datorită suprafeței celor două țări pe locul 6 în clasamentul celor mai vorbite limbi din Europa. Bineînțeles, după spaniolă, engleză, franceză, italiană, germană. Totodată, valoarea limbii noastre, așa cum afirma inclusiv filozoful și eminescologul Constantin Barbu, este conferită și prin Eminescu, prin opera sa. Eminescu nu este un răsunet doar la nivel național, ci și la nivel mondial. Planeta Terra are 5 mari scriitori: Homer, Dante Alighieri, William Shakespeare, Goethe și Eminescu. Eminescu este la fel de grandios precum Dante Alighieri. Un alt argument care atestă valoarea istorică a limbii noastre este și originea sa, conferită de numeroasele cuvinte latine pe care le deține. Limba română este o limbă latină. Este, de altfel, singura limbă latină din estul Europei. Și dacă italienii l-au pe Dante, noi îl avem pe Eminescu. Să ai șansa de a-l citi pe Eminescu în limba sa este un noroc și o onoare, deopotrivă. Te îmbogățești și te dezvolți sufletește și mental. Limba română este una dintre cele mai expresive limbi din Europa. Emil Cioran spunea că englezii ar rămâne uimiți dacă ar ști cât de mare, cât de grandios este William Shakespeare în limba română, tocmai datorită expresivității limbii noastre. Ca om, să te naști într-o familie mixtă și să știi doar o limbă din două pe care nu doar că ai avea posibilitatea să le vorbești, ci și să le simți, este ca și cum ți-ai pune limite propriei existențe. O limbă în plus înseamnă o lume în plus. Șansa noastră, norocul nostru, este că avem această posibilitate de a vorbi două limbi nobile, istorice, geniale, limba italiană și limba română, niciuna mai prejos decât cealaltă. Și dacă niciunul dintre argumentele mele nu vă convinge îndeajuns de adevărata valoare a limbii române, atunci vă invit să căutați adevărul acolo unde el există, în biblioteci. Să căutați adevărul profund. Nu căutați valoarea limbii române pe o stradă dintr-o țară străină. Valoarea limbii române este în bibliotecile lumii și în România. În limba română s-a creat enorm pentru Europa și implicit pentru cultura acestei planete. Și argumentul suprem este de fapt ultimul pentru această întâlnire. Vă poate părea o glumă, dar limba aceasta, limba română, n-ați găsit-o pe stradă întâmplător. Este limba mamei, a tatălui sau a amândurora. Este așadar și limba ta. Este limba care asigură rădăcinile, nu, sau doar o parte a rădăcinilor noastre. Este ceea ce ne identifică, ne face speciali și nu ne lasă să ne rătăcim printre culturile acestei lumi. Cu cât vă veți proteja mai mult valorile țării și veți stabili legătura cu limba originii noastre, cu atât mai apreciați și mai respectați veți fi, nu doar în rândul connaționalilor, ci și în rândul persoanelor străine. Simțiți-vă confortabil atunci când vorbiți și simțiți în limba română și veți vedea cum și străinii vă vor aprecia și vă vor respecta sentimentul acesta. Asimilează o limbă nouă, dar nu renunța la o alta, pentru că două limbi nu înseamnă niciodată prea mult, ci dimpotrivă, înseamnă două lumi, două creiere și aș spune chiar două inimi.